insistat, acest proiect care s-a derulat, a fost implementat cam la începutul activității noastre ca agenție, mă rog, în prima parte, primii 2-3 ani, a plecat de la dorința de a face ceva demonstrativ pentru comunitățile rurale și, bineînțeles, am mers către cele mai active. Bă, asta e de la care, da. N-am să intru asta, să dea bine pe această prezentare PowerPoint, dar totuși să știți că viziunea Consiliului Județean pe partea de energie, care este și în politica de dezvoltare a județului, dar și în acel master plan, pleacă cu o formulare care poate părea aridă, oarecum limbajul acela specific, dar trebuie să aibă consistență. Politicile energetice trebuie să mergem către siguranța exploatării cu energie, varianta la energia din surse clasice, care știți că are probleme în ceea ce privește în viitor nivelul resurselor și, sigur, e poluantă, după care trebuie să facem mult mai multă eficiență, îmbunătățire a eficienței energetice în exploatarea energiei, în utilizare de la producere, de fapt, până la consum, cu impact clar care duce, sigur, în final, la nivelul calității locuitorilor, faptul că avem energie, deci costuri mai puține duce la competitivitatea sporită a rezultatelor, produse, servicii, indiferent ce facem, și neapărat să nu uităm partea de mediu, pentru că, într-adevăr, asta o lăsăm la urmă, dar să știți și sunt sigur că vedeți multe emisiuni de la diverse canale de televiziune, Discovery și cele, cum stă treaba, pentru că foarte mulți contestatari și nu sunt întâmplători ai acestui impact teribil pe care activitatea umană îl are asupra mediului, vor să deturneze atenția, arătând că nu-i chiar așa, că de fapt nu omul concură acum cel mai mult la degradarea mediului și alimentarea cu energie curată, energie verde a acestui sine. O să vedeți soluția, pentru că am făcut acolo analiză, era vorba numai de energie electrică, ei pe partea perioadă de iarnă mai puțin folosesc locația, pentru că, sigur, turmele 2 metri între proprietari, numai vara, primăvara până toarna, sunt gestionate la nivelul acelei stâne. Și atunci consumă special energie electrică, un proiect de energie electrică pe care noi am venit să o utilizăm, să o producem pe un mix, energie solară și eoliană. Având, sigur, acest vechi clar scop demonstrativ. La cuvinte despre partea de fotovoltaic, 6 panouri, 275 de roați, policristaline, din câte mi-aduc eu aminte, aproape ceva mai mult de un kilowatt putere instalată, s-au optat pentru un sistem reglabil manual cu 3 poziții prestabilite pentru perioada de vară, după aia al doilea primăvară-toamnă și iar la a treia poziție. Ca măcar ca medie pe acele perioade să aibă un aport maxim pe suprafața panourilor energia incidentă, solară incidentă. Ne puteam gândi dacă aveam banii necesari și de profiteam să fie chiar un proiect de cercetare mai mult, să facem și un sistem de orientare din real după poziția soarelui, dar multiplicat de nu știu câte ori costul total al proiectului pe care am să-l iau. Pe o suprafață de clădire mare din oraș, să facem ceva pe 3 tipuri, chiar uite, poate dumneavoastră puteți să puneți în opera, pe 3 tipuri de panouri fotovoltaice, clar, cu partea morfă, monocristalin și policristalin, și cu fiecare cu măsura randamentului, ca să zic așa, energetic, în cazul energetic, și cu sistemul, o mică bucată din cei, nu știu cât erau, 30 de kW, un kilowatt sau doi orientabili în timp real, ca să vedem și aportul de eficiență adus de acest sistem de orientare timp real. De turbine eoliană de vreo 4 kW, iar în modelul SkyStream mi-au recomandat o plinișe performanțe cei care au făcut soluțiile tehnice, precum de la randamentul ei la puterii, la vitezele vântului diferit, acel 13 metri pe secundă este viteza optimă, pleacă de la o minim de 3,5, gumot redus, mă rog, după care filonul îl țin minte că era neancorat, avea o structură rigidă pe parte de beton și orientarea se făcea iar într-un mod foarte interesant, pentru că trebuia să fie foarte bine centrat în verticală, din partea nu mergea exact de sistemul de orientare a palii de vânt, să fie perfect în direcția vântului.